de dimineață. Ne ajută să scapi de greață și strește moral. Bună dimineața, oameni buni! Am intrat un pic mai târziu în emisiune pentru că am avut niște probleme de natură, să-i spunem așa, tehnico-interneticotistă. Oricum, bună dimineața la cafeaua de dimineață. Vă anunțam de ieri că astăzi o să fie invitat domnul George Lazăr, președintele PNL și prefectul județului Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Vali Bunărescu, bună dimineața și telespectatorilor noastre. Nu ne-am văzut de vreo lună și ceva, așa, corect, că, așa, este. Așa că nici nu știu dacă să vă întreb dacă sunt noutăți. Mie mi se pare că ar fi niște noutăți. Întotdeauna sunt noutăți. V-am lăsat, ca să spun așa, într-un fel și v-am găsit tot prefect, tot cu un guvern interimar încă, dar cu tentative așa de extindere a unei alianțe în alte zone, spre stânga un pic. Sau poate cei de stânga vin spre centru-dreapta. Nu, nu mai contează. Important este că vă întâlniți undeva, la mijloc. La mijloc, întotdeauna. Da, se prefigurează o alianță și aseară s-a votat în birou executiv de forma programului de guvernare politic propus de echipele de negocieri între PNL și PSD. Dar există premisele clare, din punctul meu de vedere, de a se crea o alianță de guvernare în jurul Partidului Național Liberal cu premier liberal, pe care o va urma să-l desemneze președintele României, domnul Klaus Iohannis, alianță în care va intra Partidul Național Liberal, UDMR-ul și Partidul Social Democrat. Cu alternanță la guvernare, prin rotație să fie desemnat premierul. Prima perioadă va fi cu premier liberal, după care probabil în baza discuțiilor și a negocierilor care cred că se vor încheia în cursul zilei de astăzi, să fie premier de la Partidul Social Democrat. Cam și asta ar fi intră în rotativa asta, intră și UDMR-ul? Din datele care le cunosc eu, nu. Sau cel puțin nu am avut astfel de discuție, n-aș putea să vă spun. Nu, mă așteptam să ceară și ei să aibă primul măcar vreo 5 luni înainte de alegeri. Nu, cam asta e alianța care, din ultimele discuții politice, din ultimele săptămâni, cam această alianță se va desprinde pentru a guverna România în următorii ani. Am înțeles. Și care este gradul de entuziasm în rândul PNL cu privire la această alianță? Vorbesc de entuziasm, nu de rațiune. Da, gradul de entuziasm, acum nu o să fiu fariseu să vă spun că liberalii aleargă pe străzi aplaudând această alianță, dar trecând într-un scenariu, dacă vreți, al logicii sau al rațiunii, cum a spus dumneavoastră, e singura alianță astăzi pe care o poți o faci în România, care să-ți dea o majoritate parlamentară solidă, care să-ți permită în Parlament să vii cu reforme importante, ceea ce înseamnă, pe de o parte, poate și schimbarea Constituției, pentru că îți permite această majoritate, fie pe de altă parte reorganizarea administrativ-teritorială sau alte legi care au nevoie de o majoritate solidă în Parlament. Astfel de majoritate îți permite să ai un guvern stabil și să ai o guvernare predictibilă și stabilă în România, ceea ce este foarte important atât pentru mediul economic intern, pentru partenerii din străinătate, cât și pentru investitorii care vin spre România din străinătate. Ei vorbim de interes, din punctul meu de vedere și fără a spune cuvinte mari, de un interes pe care și românii în mod normal îl au, acela ca în țara noastră să existe stabilitate guvernamentală și predictibilitate pe măsurile care se iau, mai ales că pandemia de coronavirus nu s-a încheiat, ați văzut valul 4, a fost cred că cel mai urât de până acum. Se pare că suntem în zona în care ieșim ușor din valul 4, dar vor urma valul 5, valul 6 și atunci România trebuie să fie pregătită, să aibă un guvern cu puteri legitime care să poată da ordonanțe de urgență, HG-uri sau după caz să acționeze. Legi în Parlament, avem
scumpirea și creșterea prețurilor la tot ce înseamnă gaze naturale, electricitate, chiar dacă ele au fost plafonate la nivelul de 2020 decembrie de către guvernul Florin Câțu, e nevoie de măsuri în continuare pentru ca aceste prețuri pentru populație, IMM-uri, să fie pentru instituții publice să poată fi ținute la un anumit nivel care să nu împovăreze societatea, plus stabilitatea guvernamentală înseamnă și o predictibilitate foarte bună pentru anul viitor sau anii viitori în ceea ce înseamnă taxare, impozitare, creșteri pensii, salarii și tot ce înseamnă pe de o parte măsuri economice cât și o siguranță socială. Bun, am înțeles. Este, deci, am spus, logica poate să ducă spre un asemenea rezultat. Nu știu și sincer mă întreb cum se va sta la masă dincolo de guvern. Vă referiți în teritoriu, bănuiesc? Adică în teritoriu, pentru că hai să spunem că sunt județe în care există foarte multe personalități și într-un partid și în altul, să le numesc contondente. Adică personalități care au luptat în timp, nu că s-au ciondănit, și-au tras-o la joale, să spunem așa, urât de tot. Și în momentul ăla trebuie să vii să stai de vorbă. Și aici nu pun cazul domnului Flutur, care este un negociator prin excelență. Dar sunt județe, mă gândesc, județe în care scandalurile nu cred că se pot opri decât dacă se schimbă liderii. E greu să schimb liderii, nici noi nu avem intenția de a schimba ceva în Partidul Social Democrat, că nu-i treaba noastră, e casa lor. Trebuie să existe, din punctul meu de vedere, cred că o zonă de maturitate politică, de acceptare a logicii în care au intrat cele două mari partide, adică de a forma un guvern și de a-și da susținere parlamentară pentru guvern. Dacă intrăm în logica asta, care e o logică, din punctul meu de vedere, corectă, atunci trebuie să existe la masa dialogului și rațiune și înțelepciune de a putea discuta cu liderii celuilalt partid, fie că vorbim în județul Neamț sau în alte județe unde în ultimii mulți ani, 7-8 ani, e clar, bătălia politică a fost dusă între PNL și PSD, inevitabil între liderii celor două formațiuni, trebuie să existe maturitatea politică de a sta de vorbă și de a conlucra, dacă nu într-o zonă de, neapărat într-o zonă politică, ci într-o zonă pur administrativă, de a exista înțelegere, că până la urmă și în Neamț, dacă vreți, nemțenii au nevoie sau au așteptări de la liderii politici care conduc partidele sau care conduc și instituții, au nevoie ca lucrurile să fie rezolvate, au nevoie ca bani și proiecte să ajungă în județul Neamț, nu au nevoie nici de ceartă, nici de bălăcăreală, că nu se uită acum oamenii de bea așteaptă să citească ziarul dimineața sau să uite la televizor, să vadă dacă mă jur eu cu domnul Arsene sau domnul Arsene mă înjură pe mine. Oamenii așteaptă altceva, așteaptă să așteaptă bine pentru ei și pentru comunitățile care trăiesc, nu neapărat o zonă în care contondentă, cum a spus și noastră, între liderii celor două parte, PNL și PSD. Eu, adică filozofia mea este să văd înainte și nu înapoi. Filozofia mea și a colegilor mei din PNL Neamț este de a conlucra în spiritul și transparenței și corectitudinii cu reprezentanții celorlalt partid mare din Neamț, adică PSD-ul, în folosul comunităților locale pe care și noi și deopotrivă și PSD-ul le reprezintă și pentru un bun mers al instituțiilor în județul Neamț. Mai departe, nu trebuie să mergem împreună nici acasă, nici să stăm împreună la, eu știu, la petreceri, trebuie să funcționăm în niște algoritmi normal în care să livrăm pentru cetățenii din Neamț. Mai departe, din punctul meu de vedere, există și maturitate și înțelepciune pentru ca aceste lucruri pe care le-am enunțat să se așeze într-o matca normalității. Ați avut, de când au început aceste discuții, vreo întâlnire în Neamț bipartidă, ca să spunem așa? Nu. Nu, cu reprezentanții PSD nu. Cred că am vorbit de vreo două ori, dar pe cu totul și cu totul alte subiecte care țineau de Consiliul Județean și Prefectură.
și de GSPC cu domnul președinte Arsene la telefon. Am înțeles. Bun. Acum, noi am trăit și perioada aceea USR-ului, când Crin Antonescu, un tânăr de succes la vremea respectivă, acum un casnic interesant la Bruxelles, și Victor Ponta, un alt tânăr de succes la vremea respectivă, acum pretendent la intrarea din nou în PSD, probabil. Da, așa se aude. Deci doi lideri care păreau atunci tineri, pe cai mari, au făcut această alianță. Mai mult decât atât, la un moment dat s-au mai schimbat și geci și alte chestii printre partide. Nu mai mi-aduc exact aminte cât a ținut, dar știu sigur că domnul Crin Antonescu are de ce să regrete alianța respectivă. Mă întreb dacă există vreo predictibilitate ca această alianță să țină până când ar trebui să vină celălalt premier, având în vedere istoria, pentru că PSD-ul l-a făcut, ca să spunem așa, pe Crin Antonescu. Corect. Bun, și Crin Antonescu, eram și atunci în Partidul Național Liberal, dând timpul în urmă și cu maturitatea de acum, aș putea spune, sau cu experiența de acum, aș putea spune că și Crin Antonescu a făcut, din punct de vedere strict politic, niște pași greșiți în perioada respectivă, de a permis PSD-ului să fie, să zic, partidul câștigător în acea alianță după încheierea ei. Dar ce e de punctat, USL-ul din perioada 2011-2014, adică acea alianță PNL-PSD, nu vorbim de același concept astăzi în 2020. Asta, aici era următoarea întrebare. Care e diferența? Păi atunci a fost o alianță preelectorală și electorală, în sensul că, dacă vă aduceți bine aminte, în cea mai mare parte din localitățile din România au fost liste de candidați comun, adică primar comun, cu listă comună de Consiliul Local PNL cu PSD, președinți de Consiliul Județene pe listă comună, cu CJ-urile pe listă comună, inclusiv alegerile parlamentare au fost pe liste comune, lista Unii Salvați Social-Liberale la momentul respectiv. Atunci a fost o alianță electorală efectiv. În 2021, despre alianța de care vorbim acum, este o alianță pe susținere parlamentară și guvernare și atât. Nu e o alianță care să ne ducă într-o zonă în care următoarea rundă de alegeri din 2024 să ne găsească într-o zonă în care candidăm împreună pe liste cu cei de la PSD sau ei cu noi. Vorbim doar de o alianță post-electorală la momentul ăsta, pe susținere parlamentară în formarea unui guvern. Nu vorbim de alte lucruri din punct de vedere electoral pentru 2024. Atunci, probabil, și din datele pe care le am eu, cu siguranță fiecare partid își va asuma linia, programul, proiectul politic în 2024 și candidații pe fiecare partid în exclusivitate, adică nu vom avea candidați liste comune. Și asta nu înseamnă că pe toată perioada asta, în afară de grija guvernării, la guvern și după aceea în unitățile teritoriale, va trebui să existe și grija asta, adică a uitatului tot timpul în spate? Întotdeauna în politică și pe stradă, dacă mergi, trebuie să te uiți și în spate, să vezi dacă și la piață, că suntem lângă piață, nu? Mai sunt și răufăcători care vor să-ți fure din sacoșe sau, după caz, poate să n-ai sacoșa ruptă, să nu-ți pierzi cumpărăturile până acasă. Nu, în general trebuie să existe și prudență în politică, că în politică nu trebuie să existe neapărat prietenie, trebuie să existe respect în primul rând. Și înțelepciune. Dacă ai și respect și înțelepciune în decizia politică, în negocierile politice, într-o alianță pe care o faci, atunci poți să-ți vezi bine interesele pe care le ai pe linie de partid și să-ți implementezi politicile și managementul. Mergând mai departe, din punctul meu de vedere, nu cred că următoarele alegeri vor fi despre cine înjură mai tare pe cine. Nu cred că vor fi mai alegeri despre cine, eu știu, e mai zornoitor sau vrea să iasă, să fie mai colorat, să iasă așa în evidență, ci cred că vor fi alegeri despre ceea ce am făcut fiecare dintre
PNL și PSD în actul de guvernare, vor fi alegeri despre cum de bine ne organizăm, cu ce oameni ieșim în față și ce livrăm electoral către cetățeni. Dincolo de actul guvernării, unde în Parlament va exista o majoritate covârșitoare, da, se va coborî și în teritoriu? La din nivelul mele, nu știu. La majoritățile din consilii locale, consilii județene? Această discuție n-a fost luată, sau cel puțin nu a existat până la momentul acesta, în capitolul de negocieri dintre cele două echipe ale PNL-ului și a PSD-ului. Din perspectiva mea, cred că astea vor fi abordări pe această temă, vor fi abordări strict județene sau locale între liderii partidelor la nivel județean sau între eventuale echipe de negocieri în interiorul partidelor la nivel județean. La momentul acesta nu există o astfel de temă discutată nici la nivel central, nici la nivel județean, în care să existe un concept de a intra în diverse forme de majorități, fie că vorbim de Consiliul Județean sau de alte consilii locale, Piatra, Roma sau altele din județ, în care să dăm majorități formate în jurul PNL sau PSD după caz. Deci nu există o astfel de temă de discuție. Din punctul meu de vedere, nici nu cred că e destul de dificil să intri într-o astfel de discuție. Da, dar mă gândeam că poate va exista la un moment dat presiune în anumite cazuri și atunci probabil va trebui să stați la masa... PNL-ul e pregătit să răspundă și presiunii și să facă și presiune după caz. Da. Spuneți-mi un pic, în organizația de neamț aveți vreo, să spunem așa, vreun caz de răzvrătire de față de situația de acum sau lucrurile sunt... N-am identificat cazuri în care colegi din biroul politic județean, din forul de conducere până la urmă, să aibă atitudine trecută peste anumită limită în care să nu fie de acord sau cu forma asta de alianță de guvernare. Sigur, repet, liberalii și în general nu suntem cei mai bucuri și nu alergăm acum și nu aplaudăm la scenă deschisă această alianță, dar privind cu rațiune, e clar că e singura soluție în care poți guverna România stabil pentru următorii 3 ani, cel puțin până la alegerile din 2024, când probabil în funcție de rezultatele atunci se pot discuta mai multe aspecte de așezare politică sau alte lucruri inerente în 2024 legate de rezultatele politice. Dar până atunci, asta e singura formă stabilă care poate guverna. Nu avem colegi în PNL astăzi care să se fi radicalizat într-o zonă împotriva unei astfel de alianțe care stă să producă și efecte în sfera administrației. Înainte de a trece la niște chestiuni, să spunem, administrative de județ, spuneți-mi un pic la ce să ne așteptăm din punctul de vedere al schimbărilor în privința impozitărilor. Înțeleg că rămânem pe taxă unică, pe cota unică de impozitare. Deci nu vor fi... Din discuțiile degajate de cele două echipe de negociere la nivel central, înțeleg că rămânem pe cota unică de impozitare, deci nu mergem pe cota progresivă de impozitare așa cum vrea PSD-ul. Din punctul meu de vedere, dar și am multor specialiști care am fost în decursul timpului expunând idei. Cota unică de impozitare intră undeva din 2005 sau 2006, a fost introdusă în programul de guvernare atunci a Guvernului Tărician în România și cota unică de impozitare a fost o măsură financiară, dacă vreți, economică de succes. Pentru că există și o chestie, dacă vreți noastră, omul întotdeauna are niște, o firmă, o societate are niște venituri, o persoană fizică are niște venituri. Fiecare dintre noi tindem să ne mărim veniturile, adică ne dorim să avem un venit cât mai mare. Și atunci, mai ales când vorbim de partea economică, adică de societăți, cu cât îi crești gradul de impozitare, de taxare, cu atât respectiva societate va căuta să găsească o formulă, poate de multe ori la limita legii sau poate chiar trecând peste limita legii,
în care să nu plătească mai mult la stat, ci să-și oprească sumele respective de bani în contul firmelor sau prin diverse metode să și scoată din firmă. De asta cred că taxarea trebuie să fie într-o zonă în care și cel care ia, dar și cel care dă să fie în aceeași perspectivă ok, pentru că cel care este administratorul sau acționarul societății trebuie să aibă continuitate economică în România, să-și plătească taxe, impozite, să-și țină angajații, să fie rentabil pe piață și în același timp să accepte, să spună da, această cotă de impozitare pentru mine mi se pare ok, e în regulă să-i plătesc banii aceștia la stat, să-i plătească, nu să încerce să-și ascundă, eu știu, eventuale profituri pentru a-și externaliza din firmă și a nu o plăti la stat. Da. O să vedem ce va fi, pentru că probabil că după ședința de aseară de la PNL trebuie să-și dea acordul și cei de la PSD sau lucrurile erau deja discutate. Cred că în linii mari sunt discutate. Urmează, cred că în cursul acestei săptămâni să mai avem o ședință, probabil un birou politic național. Cred că lucrurile, în mod normal, începând de astăzi, ar trebui să intre într-o linie dreaptă. Probabil domnul președinte Klaus Iohannis va chema parte de la consultări, va desemna un premier, după care se va intra într-un calendar de a merge la Parlament, la comisii și, sigur, la votul final al celor două camere reunite. Bun, să vedem pe cine va desemna domnul Klaus Iohannis. Am înțeles că PNL-ul merge cu aceeași propunere, domnul Cățu. PNL-ul... Sau are votat. Partidul Național Liberal are votat din ceva din spate, din trecut, ca să zic că președintele Partidului Național Liberal este și propunerea de premier. S-a dat aseară un mandat flexibil echipei de negociere sau echipei care reprezintă PNL-ul până la urmă în tot ceea ce înseamnă discuțiile cu celelalte partide sau inclusiv cu administrația prezidențială. Un mandat flexibil prin care să îi se permită președintelui Klaus Iohannis să aibă o larghețe în a desemna un premier. Nu să mergem, adică nu se meargă la președinte cu o idee fixă din care nu se poate ieși, ci să permită o flexibilitate. Da, pe chat-ul emisiunii avem tot felul de reacții. De exemplu, colegul nostru și al meu de platou din când în când, domnul Liviu Arbuz, spune politicile consensuale între stânga și dreapta au făcut din Germania cel mai performant stat european. Corect, și în Germania și în Italia. Poate vom reuși și noi să ne stabilizăm politic și economic prin acest demers. În replică au venit singura soluție, alegerile anticipate și parlamentare. Cine spune așa ceva? O doamnă. Un alt domn spune, Liviu Arbuz, acolo este Germania și aici este țara hoților de 31 de ani. Trebuie să fiu unul serios ceva. Da, nu, vă spun lucrurile astea pentru că e o întreagă discuție și va fi interesant de văzut cum se va raporta. Vis-a-vis de intervenția domnului la comentariul lui, la comentul care a realizat domnului doctor Arbuz, legea anticipată, din punctul meu de vedere, cred că a fost cea mai slabă sau cea mai proastă soluție din România. Pentru că ca să mergem la legea anticipată, trebuie să rezolvi Parlamentul, criza politică astăzi din România și guvernamentală, în loc să o închizi, să o tranșezi și să ai guvern stabil, dizolvi și Parlamentul, ajungi în legea anticipată la cam 90 de zile, asta însemnând că mergi undeva prin martie la legea anticipată, cu rezultate probabil sfârșitul martie, începutul aprilie și intri iar într-o sarabanda a unor negocieri după și nu mai ai guvern stabil. Fără un guvern stabil în România, inclusiv și investitorii pleacă din România, dar sunt ezitanți în a veni, în a investi, în a-și deschide capacități de producție noi, pentru că nu știu cu cine trebuie să stea de vorbă în concret exact. Adică asta ar fi fost cea mai proastă soluție și ar fi aruncat România într-o criză politică și de ce nu, poate și cu repercursiuni economico-financiare destul de grave. Da. Interesant că dacă ar fi alegeri anticipate, să spunem, care ar fi perioada cea mai scurtă în care ar putea fi organizate? 90 de zile. 90 de zile. După ce președintele dizolvă Parlamentul. Deci, cel puțin... Adică mai arunci țara în haos de acum vreo 4-5 luni mai exact. Da. Ceea ce, adică niciun lider de partid normal la cap, ca să zic așa, sau cu o gândire sănătoasă, nu poți să fie atât de
să mergi până într-acolo încât să zici, bă, pe mine nu mă interesează nimic, eu vreau să intru în anticipate, adică e soluția cea mai proastă pentru țară și pentru stabilitatea economică. Da. În secunda aia scad ritmurile de țară, te promuți la dobânzi mult mai mari, adică în secunda în care ai declanșat legea anticipată în România și arăți pieții internaționale, Uniunii Europene, bordurilor mari ale companiilor și a băncilor de unde te împrumuți, creezi haos în România, instabilitate. Adică ne va costa mult treaba asta, ne poate costa foarte mult, adică o să vezi un euro care îți pleacă iarăși mai sus, o să vezi scumpiri în lanț, o să vezi o creditare mult mai scumpă pentru țara noastră, adică nu e ok absolut deloc. Interesant că odată cu procesul acesta de coalizare, are loc un altul, sau cel puțin se discută că are loc un altul. Adică niște partide mai micuțe sunt, cum să spun eu, ori atrase, ori împinse, nu-mi dau seama, spre niște colaborări cu cele două partide mari. De exemplu, s-a vorbit mult despre fuziunea prin absorpție cu PMP la PNL. Da, a fost o temă de discuție. Înțeleg că a existat la un moment această voință în interiorul PMP-ului de a veni prin absorpție să fuzioneze cu Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal a mandat o echipă de negociere în acest sens de a discuta cu liderii PMP, pentru că, până la urmă, cred eu că e important să cauți să unești dreapta în același partid, iar cel mai mare partid de dreapta din România e PNL-ul în mod clar. Doar că înțeleg că e un blocaj undeva la ei, la PMP, în care s-a dat un vot acum ceva timp, în, cred că săptămâna trecută, într-un birou național al lor, în care înțeleg că ei vor un protocol de colaborare cu PNL-ul și nu vor să-și pierdă neapărat identitatea, adică să rămână PMP, dar să participe la guvernare. Asta nu știu acum ce formulă, participă la guvernare sau nu PMP-ul, nu știu. Fuziunea prin absorție ar fi fost o idee care înțeleg că și PNL-ul era de acord. Ei înțeleg că ar merge, ar opta mai mult acum pe o formă de colaborare, un protocol de colaborare, care nu știu ce rezultat va avea. O să vedem probabil în perioada următoare, după sărbători, cel mai sigur, care e filozofia celor de la PMP. Bun, să ne ajungem un pic de la guvern în neamț. În neamț. Am văzut că a scăzut rata de infectare pe măsură ce discuțiile pentru formarea avansat, guvernului sigur, au avansat. Rata de infectare s-a speriat și COVID-ul. Domnule, plec, gata. Deci, mi-a făcut de cap destul prin România, m-au auzit ăștia. Nu mă mai pun cu ăștia. A fost un serios, mi-a făcut de cap cât a fost un serios, acum au venit oamenii ăștia serioși, plec. Plus UDMR-ul. Deci când vezi o coaliție în trei de genul ăsta, până și COVID-ul pleacă, dar nu asta. Deci a scăzut rata de infectare, am ajuns la 2,70-60. Vă spun imediat cât e pe neamț, am datele de... Parcă alaltă ieri era 2,70 și 3, ceva de genul ăsta. Am datele de ieri, la nivelul județului neamț, o cotă de 2,73 incidențe la ultimele 14 zile. De 2,73. Da, și mai avem doar două comune, Ceahlăul și Dobreniu pe roșu, cu peste 6 la mie, în rest toate sunt sub 6 la mie, ceea ce este ok. Adică, uitați, avem și comune precum Cândești, Ghirești și Războin de 0 cazuri. Da. Adică suntem într-o zonă în care putem spune că valul 4 este de acum se stinge. Păi, da, ne pregătim pentru valul 5? Cu siguranță vor fi etapizat sau periodic, vor fi și alte valuri cu 100%. Bun, de ce... Depinde cum ne pregătim noi, cetățenii, până la urmă, pentru că vorbim de valul 5, de valul 6, dacă ne găsește următoarea perioadă de COVID, să zicem, valul 5, cu o zonă în care suntem cu cât mai mulți vaccinați, în mod clar, atunci presiunea pe spitale, pe terapie intensivă va scădea și vom putea face și o medicină normală în România, nu doar o medicină intervenționistă pe COVID. Dați, acum primeam un mesaj... S-au făcut rețineri în județul Bihor. S-au făcut astăzi. Pentru certificate false. Dar cred că peste tot, în toată țara se există. Dar numai vreo 2000 era discuția acolo. Vreo 3. Sau 3. Din ce auzit eu, că au și eu știu. 3000 de cazuri. Da. Dacă multiplicăm, Bihor și statul mare. Dacă multiplicăm un pic chestia asta,
Se cam duc statisticile cu vaccinarea. Păi, asta e o faptă, din punctul meu de vedere, foarte, foarte... S-a discutat și în Neamț că am avut câteva cazuri și, mă rog, nu au ieșit încă, nu s-au terminat probabil. Eu nu știu cine discută, dar dacă sunt astfel de discuții, cred că organele abilitate ar trebui să își facă treaba. Eu vă spun în felul următor, e foarte greșit o astfel de abordare din partea doctorului, în primul rând, pentru că pacientul, am văzut, miștirile naționale plătea și 200-300 de euro ca să nu se vaccineze. Adică statul român îți cumpără vaccinul, ți-l dă gratis, îți oferă și infrastructura cu doctor, cu tot, cu cabinete, cu tot, ca să te poți vaccina în condiții safe și gratis, și tu preferi să te duci acolo, să dai 200-300 de euro la doctor, se cheamă șpaga aia, ca ăla să arunce vaccinul la chiuvetă sau la gunoi după caz și doar să-ți dea certificată că te-ai vaccinat cu Johnson & Johnson. Deci, ca să poți valorifica certificatul... Ca să poți să ai green pass-ul ăla, certificatul verde. Adică, nu trebuie să fii nebun să plătești tu bani din buzunarul tău. Așa, deci, normal la cap, zic eu că nu poți să fii o persoană care dă 200-300 de euro și pagă la un doctor ca să îl vaccineze în fals. Adică, el dă 200-300 de euro ca să fie oricând expus infectării cu coronavirus. Adică plătești efectiv ca să te infectezi coronavirus și să riști să ajungi într-o formă gravă la ATI. Deci împotriva sănătății acelei persoane. Vă dați seama cât de, nu știu, câte idei poate să aibă o astfel de persoană în cap, de pe Facebook, de pe social media, că îți crești, eu știu, solzi, aripi, că te omoară, că sterilizează, că îți bagă nanocipuri, că te controlează Bill Gates, că, adică ferească Dumnezeu și Maica Domnului cât a reușit să prindă la unii oameni, din păcate, aceste mesaje înveninate, din punctul meu de vedere, de tip acelor de la AUR sau altor astfel de presupuși influenceri care dau astfel de mesaje că vaccinul te omoară sau nu știu ce probleme îți cauzează pe viață. Adică trăim într-o țară în care unii oameni efectiv refuză să fie civilizați, refuză să asculte de sfatul doctorului sau a specialistului și, din păcate, avem și specialiști, adică doctori, foarte izolate cazuri, care au promovat lupta împotriva vaccinării sau au fost antivacciniști sau, după caz, au acceptat astfel de practici în care vaccinul a fost la coșul de gunoi. Da. Ce se mai întâmplă în Neamț? Am văzut un comunicat al dumneavoastră că mai multe, adică toate UAT-urile au depus proiecte pentru... Angel Salin. Da, sigur că da. Toate OAT-urile au depus de finanț proiecte pe Angel Salin. Cum se procedează mai departe? Păi se proceda cumva acum că intre și colegii din Partidul Social Democrat la guvernare, o să vedem cum procedăm de acum încolo. Pentru că proiectul Angel Salin are un plafon de asigurat, pregarantat de Guvernul României de 50 de miliarde lei. Proiectele depuse pe țară sunt de 125 de miliarde de lei. Au depus toți primarii și președinții de Consiliul Județene. Aici o paranteză și importantă. Toți primarii, 56 la număr ai USR-ului, au depus proiecte pe Angel Salin, destul de mari. Adică păia de spune USR-ul pe la nivel central și Bulai pe aici, deputatul lor, că sunt foți toți care fac pe Angel Salin, sunt foți. Adică și-a făcut și primarilor că sunt hoți toți. Baroneți locali și hoți pentru că au depus proiecte pe Angel Salin. Din cele 50 de miliarde pe care sunt depuse pe Angel Salini în totalitate, există, din punctul meu de vedere, două variante. Una din variante e ori guvernul va găsi o alocare bugetară suplimentară și va mări fondul ăsta de 50 de miliarde dedicat lui Angel Salini la, nu știu, 70, 80, 100 de miliarde și atunci poți să zici că dai jumătate. Păi nu, că dacă ai 100 de miliarde, dintr-o 125, dai aproximativ 86%. Și ai închis tot ce înseamnă Angel Salin cu solicitările primarului și președinților de Consiliu Județene. Sau dacă mergem în logica în care rămânem cu 50 de miliarde, atunci probabil mare parte din proiecte se vor materializa, o altă parte de proiecte nu se vor materializa, vor rămâne în stand-by, poate pentru o alocare suplimentară viitoare, 2024, pentru 2028. Deci aici este pe practică, alocarea asta este pentru următorii
trei ani. Bugetul de 50 de miliarde și proiectul Anghel Salin e un proiect multianual pe 6 ani. Pe 6 ani. Deci se pot găsi resurse financiare, poate, prin credit de angajament sau prin alte măsuri guvernamentale, de unde guvernul poate să facă rost de bani, de a suplimenta această alocare pe Anghel Salin. Sunt, să știți, și multe. Eu vă dau, de exemplu, suma pentru Neamț este de 3 miliarde 618 milioane 965 mii lei, depusă totalul 83 de primării plus CJU, dintre care primăriile au depus proiecte în totalitate de 2 miliarde 167 milioane 927 mii lei, iar Consiliul Județean a depus, îndrăznesc de altfel Consiliul Județean Neamț, un miliard și ceva. Proiecte de 1 451 de milioane, adică a depus o solicitare, este destul de mare, ca să zic așa. Vă pot pune și la dispoziție toată lista cu toată lista cu proiectele de pe Neamț care au fost depuse. V-am trimis-o și în format electronic ca să o aveți. Sunt și foarte multe primării și din Neamț și din țară, nu o să dau nume, care au depus, în loc să depună un proiect, două maxim, pe apă, canalizare sau infrastructură rutieră, așa cum au fost discuțiile, au depus câte 6-7 proiecte în valoare de milioane de euro. Care e clar, dacă în momentul în care s-au declanșat procedurile pentru Anghel Salin, discuția a fost foarte clară, apă sau canal sau drum, da, într-o ordine cât de cât și în funcție de nevoile fiecărei localități, s-au trezit domn primari care au depus 6-7 proiecte, domnule, le fac să le depun să fie acolo. Și atunci nu pot trage speranță că acele 6-7 proiecte depuse, de care probabil este nevoie, nu spune nimeni că sunt proiecte inventate, dar trebuie să găsești resursa financiară să le poți aloca, că nu poți într-o comună să faci, să zic, un primar care face 2 sau 3 proiecte pe Anghel Salin, iar în comuna de lângă să nu faci un proiect sau doar unul. Într-o comună să intre 10 milioane de euro sau într-o, și în cealaltă comună de lângă doar 1 milion de euro. Nu e corect, să fie o echitate, dacă vreți. Da. Ce probleme avem în Neamț? Vorbind așa, din postura prefectului, acum, în afară de partea de sănătate. Păi ne ocupăm cu drumurile, cu pregătirile de iarnă, glumesc. Cu drumurile se ocupă colegii de la Consiliul Județean. Am văzut că sunt toată ziua pe drumuri. Facem pregătirile de iarnă. Am dispus, începând de ieri, verificări în toate bazele care țin de drumurile județene și de SDN, de Secția de Drumuri Naționale, pentru a verifica în fiecare bază dacă sunt pregătite utilajele, dacă sunt în stare de funcționare, dacă contractele pe care ne-au fost prezentate, că le au fie CJ-ul, fie SDN-ul, cu subcontractori sau colaboratori, sunt valide și există resursa logistică, dacă există sare, cloră de calciu, nisip în fiecare bază, cantitățile de motorină. Și care e concluzia? Din datele pe care le avem noi până la acest moment, există. Am săptămâna asta, oameni, reprezentanții a ISU și ai CJ-ului și ai SDN-ului și a prefecturii, merg pe teren pentru a verifica în cele 4 baze. Roman, Piatra, Bicazu și Târgu Neamț. Spuneți-mi un pic, că tot ați amintit de drumurile naționale. Da. Domnii ăștia de la drumurile naționale mai funcționează, că mai au câteva obiective așa pe care ar trebui să intre. Au două obiective. Mi se pare că și podul de la Pângărați e tot în curtea lor, nu? Și Pângărațiu și Girovu. Pângărațiu a fost scos la licitație. Înseamnă că anul viitor se vor executa lucrările de reparație la, și de intervenție și reparație la podul de la Pângărațiu. Să sperăm că nu vine firma din Bacău care a mai făcut sperăm un pod în zonă. Sperăm că nu. Să vină o firmă. Eu aș prefera întotdeauna, că sunt ușor naționalist, așa, cu temă locală sau cu tentă locală, să fie firme din Neamț care lucrează, pentru ca banii să ajungă la familii din Neamț și să rămână în Neamț. Da, pe podul de la Pângărați au existat o serie întreagă de, și colegii noastre au scris în presă, dar au existat și foarte mulți oameni care au sunat și la prefectură, unii m-au sunat și pe mine că mă cunoșteau. Timpii de așteptare au fost extrem de mari în acest weekend la venirea dinspre Bicaz, dar și la accesul înspre Bicaz. În sensul în care am avut o discuție cu poliția rutieră și cu reprezentanții de la drumurile naționale de la Iași, s-a luat decizia că începând din acest weekend semaforul va fi oprit, deci pe perioada de weekend drumul se va practica la liber. Deci nu mai avem timp de așteptare, pe ambele sensuri se va merge,
fără timpii de așteptare pe weekend, pentru că pe weekend de obicei nu prea circulă camioane și se aglomerează drumul, dat fiind faptul că e weekend, o să vină după aia weekendul, vă dați seama, premergătorul 1 decembrie, după aia sărbătorile de iarnă, în care zona de munte devine foarte atractivă, să zic, și pentru turiști și pentru cetățenii din neamț care merg. Și atunci în zona de weekenduri și în zona sărbătorilor naționale, semaforizarea va fi oprită, se va face accesul și pe o parte și pe alta fără timpii de așteptare. Și am discutat cu cei de la rutieră să aibă cu o frecvență cât mai mare echipaj în zonă pentru fluidizarea traficului, iar timpii reglați pe semaforizare să fie modificați în funcție de parametrii de circulație din timpul săptămânii, la un grad mai mare sau mai mic în funcție de încărcătura pe trafic pe acea zonă. În rest, podul de la Girov, care a și el o problemă, înțeleg că urmează să fie scos la licitație de către cei de la DRDP Iași. Probabil tot anul viitor ar trebui, în mod normal, dacă se licitează și se câștigă licitația, să se poată interveni și pe podul de la Girov. Rămâne în continuare problema de finalizat pe DN15 Bicaz Poiana Largului, unde cred că mai sunt aproximativ 23 de puncte de intervenție. 23 de puncte de intervenție pentru a stabiliza DN15 acolo. Înțeleg că există alte puncte decât cele în care s-a intervenit. Alte puncte decât cele pe care s-a intervenit deja. Înțeleg că există o expertiză în lucru comandată de cei de la drumuri naționale, expertiză care să arate exact care sunt cele 23 de puncte, adâncim, nu știu, tot ce înseamnă date tehnice. Urmând ulterior, ca prin aici trebuie să fie un demers, dacă vezi părerea mea, chiar comun, a Prefecturii Consiliului Județean, a actorilor politici, dacă vreți, pentru a găsi resursa financiară la CNAIR, la Ministerul Transporturilor, de a aduce banii neam și a termina intervenția pe cele 22-23 de puncte care au mai rămas, turnare cu vor asfaltic pentru a reda DN15 circulației în mod normal, pentru că oamenii din zonă, cât și turiștii care merg înspre zona de munte, clar drumul nu e în cea mai bună, nu arată cel mai bine la acest moment, trebuie fi terminată. Mă gândesc că poate totuși era bine de turnat măcar un strat de asfalt care să... După aceea să-l spargi. Și ce oricum lucrarea mai repede de 2 ani nu cred că va putea începe acolo. Aici date tehnice, da, nu știu să vă spun, dar pașii trebuie făcuți pentru că acel drum trebuie închis, pentru că odată ce el a fost lăsat după terminarea intervenția pe cele 70 și ceva de puncte, drumul, dacă am rămas cu cele 23 de puncte, trebuie finalizat. E mare păcat. Bun, investiția e discutabilă la început, alocarea pe încredințare directă, valori, sume, le-am mai discutat astea de foarte multe ori în foarte multe intervenții. Nu știu dacă ce s-a concretizat, dacă acolo mai e vreun dosar sau nu, mai e, habar nu am. Dar în mod clar pentru oamenii din zonă, pentru județul Neamț, pentru turismul din Neamț, acel drum trebuie găsit resursa financiară corectă, legală, pe modalitate de licitație sau cum se va atribui, nu e treaba mea, dar să se facă lucrurile corect și legal, iar drumul respectiv să fie finalizat. Asta e extrem de important. Am înțeles. Mă gândeam că va dura foarte mult, pentru că luăm numai podul de la Pângărați. Dacă se scoate la licitație, pe caietul de sarcini, acolo spune că în 2 ani de zile trebuie finalizat. Vă dați seama ce înseamnă să circule pe un singur sens, un an și ceva? Eu sper să finalizeze într-un singur an. Adică la anul viitor, dacă licitația se face, nu sunt contestații sau contestații se rezolvă repede, anul viitor ar trebui să intervină la podul de la Pângărați și dacă vine o firmă mare, o firmă cu experiență și expertiză în zona asta, poate să-l facă destul de repede. Depinde foarte mult de constructor. Depinde și de constructor și de soluția aleasă, depinde de multe lucruri și de bani. Și de bani. Da. Deci, alte probleme în afară de asta? Alte probleme în afară de asta, de cele enunțate, bine, așa probleme sunt... În afară de politică. O veste bună pentru Neamț, pentru Piatra Neamț. Astăzi voi avea o conferință de presă la 10:30, am anunțat-o cred că de ieri.
împreună cu Valentin Ștefan de la Poșta Română, directorul general al Poștei Române, s-a găsit și s-au deblocat resursa financiară, intrând în licitație clădirea Poștei, din clădirea care e monument de patrimoniu. E clădire de patrimoniu, clădirea Poștei din Piatra Neamț, ceea ce e o veste foarte bună. Este. Dacă stau bine să mă gândesc, au trecut câțiva ani buni de când stă părăsit acolo. Păi cred că clădirea stă de undeva din 2000. Eu când am intrat perfect prima dată în 2012, clădirea era abandonată, era închisă poșta acolo, deci undeva 2010, cred că. Vă recomandăm să citiți arhiva din Mesagerul, cum, da? Ca să vedeți cum s-a ajuns acolo și care au fost efectele. Dar știu povestea de atunci. Da. Care au fost efectele? A fost încadrată cu grad seismic, gradul nu mai știu ce grad, într-o experiență făcută cumva nu neapărat foarte transparent, ca să zic așa. Important e că s-a alocat bani, iar clădirea va intra în reparare, în reparații și restaurare, ceea ce este foarte ok, că e o clădire foarte frumoasă a municipiului Piatra Neamț, că și postul de oficiul poștal, unde e vama acum, așa acela va intra în renovare și va fi modernizat. Asta e o veste bună pe de o parte și pentru locuitorii din Piatra Neamț, că vorbim de o clădire importantă ca și semnificație și frumoasă de altfel, ca arhitectură a poștei și va arăta foarte bine după terminarea investiției, cât și pentru cei peste 50 de poștași care lucrează efectiv în Piatra Neamț, care vor avea un sediu modern și nou. Și este asta e bine și o veste bună. Asta mai este o veste bună, că se va elibera un spațiu în centrul orașului, lângă muzeu, spațiu care trăia bine dintr-o chirie de la poștă. Nu mai intru în amănunte cum a ajuns acolo poșta, dar se va elibera un spațiu acolo și se va putea face ceva interesant. Poate se va reveni din nou la o pizzerie, cum era înainte de a fi poșta. Da, nu știu ce să vă spun. Deci la 10:30 va fi conferință de presă. O să încercăm să fim și noi acolo. Așteptăm sărbătorile de iarnă, așteptăm 1 decembrie. 1 decembrie va fi, sper eu, un moment deosebit pentru noi în Neamț. Organizarea va fi fără paradă militară, pentru că astea sunt regulile impuse în contextul ăsta al coronavirusului. Dar vom fi prezenți acolo, împreună cu cei de la instituțiile mai, de la armată, în mod obligatoriu. După care o să vedem măsurile care se impun pentru desfășurarea tot ceea ce înseamnă petrecere și tot ceea ce înseamnă trecerea la momentul sărbătorilor de Crăciun și sărbătorilor de Anul Nou. Dar până acolo mai avem. Sper ca incidența pe țară, pe Neam, să fie cât mai mică pentru a avea libertatea de a ne desfășura așa cum ne place nouă românilor și nemțenilor. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Să ne vedem sănătoși și la următoarele. Eu închei aici emisiunea nu înainte de a aminti de un fost coleg, Cristian Timofte, care ne-a părăsit și el a scris printre ultimele texte în Mesagerul de Neamț. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu. La revedere, oameni!